Bună ziua, sunt Ruxandra Ilie și bine v-am regăsit la un nou sezon al emisiunii Mereu în Formă. Pentru că ne-ați lipsit în toată această perioadă și știm că sunteți dornici de informații utile, ne-am propus să vă aducem rubrici noi în emisiune. Spre exemplu, vom învăța cum să ne amenajăm casa și grădina, cum să ne menținem sănătoși, dar și multe alte materiale interesante. Rămâneți alături de noi! În materialul următor vă prezentăm cea mai dulce metodă de a scăpa de celulita inestetică, masajul cu miere. Terapia se bazează pe interacțiunea pielii cu substanțele active biologic ale mierii. Pe lângă aplicarea propriu-zisă a mierii pe trup, tratamentul presupune și masaj, care constă în lipirea și dezlipirea rapidă și energică a palmelor terapeutului. Specialiștii din domeniu spun că după masaj pielea devine mai elastică, mai netedă, iar starea întregului organism se îmbunătățește rapid. Practicat încă din vechime de către medicii tibetani, masajul cu miere reprezintă și la ora actuală unul dintre cele mai eficiente tratamente pentru detoxifierea organismului. Secretul terapiei constă în tehnicile masajului tibetan și eficiența mierii, considerată un antibiotic natural. Această metodă poate combate în mod eficient problemele de sănătate. Ca scop principal este, în primul rând, detoxifierea organismului, stimularea circulației, relaxare musculară și chiar anticelulitic. Indiferent de zona pe care se aplică, acest tip de terapie este o formă de îngrijire estetică, mierea având multiple proprietăți benefice pentru sănătate. Terapeuții spun că după masaj, pielea devine mai netedă și elastică, iar mierea îmbunătățește considerabil starea întregului organism. Pentru că este bogată în aminoacizi, în vitamine, minerale, hrănește foarte bine pielea, mărește aportul de oxigen către piele și de nutrienți necesari. După masajul cu miere, pielea are un aspect mult mai natural, mai catifelat, mai curat și mult mai sănătos, stimulând regenerarea celulară. Pentru ca rezultatele să fie vizibile și de durată, specialiștii recomandă ca acest ritual să fie efectuat timp de 15 ședințe, o zi da, una nu. Costul unui masaj pornește de la 50 de lei, în funcție de cabinet și de durata tratamentului. În afara calităților sale estetice, trandafirul are o mulțime de proprietăți. Nu mai pomenesc de mirosul inconfundabil prezent în multe esențe de parfum sau de dulceață de trandafir, atât de aromată și delicată, ci am să vă spun câte ceva despre proprietățile terapeutice ale florilor de trandafir. Trandafirul este o floare deosebită datorită frumuseții și parfumului său înfiorător. Pe lângă aspectul plăcut pe care îl oferă, această plantă deține proprietăți benefice pentru întregul organism. În scop medicinal sunt folosite petalele care trebuie recoltate în faza de înflorire deplină, când conținutul de ulei este maxim. Ele pot fi utilizate ca atare sau prelucrate sub formă de ulei, apă, oțet, tinctură, infuzie și sirop. Extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt utilizate în aromoterapie. Un remediu foarte bun pe bază de trandafiri și destul de ușor de preparat este oțetul din trandafiri, care se poate prepara din 250 grame de petale, la care se adaugă aproximativ 200 de ml de alcool de minim 70 de grade, adică dublu rafinat, și cam 2 litri de oțet din mere. Se pun într-un recipient din sticlă etanș, se lasă la macerat undeva între 8 și 10-11 zile și se agită zilnic. După care se extrage, se trece printr-un tifon dublu ca să fie strecurate petalele și se administrează câteva picături pe zi în apă sau în ceai pentru o paletă mai largă de probleme, în special cele care țin de tractul respirator, faringite, traheite, laringite și de asemenea probleme de tip orele. Maceratul la rece din petale sau pulbere uscată este folosit împotriva stării de greață, a durerilor de stomac, a tulburărilor de digestie, combătând atât constipația, cât și diareea cronică. Acțiunea florilor determină efecte cicatrizante, antidiareice, antiinflamatoare și dezinfectante. De asemenea, planta poate fi folosită pentru a combate stările de nervozitate și stresul. Trandafirul este un bun calmant, indicat în insomnie și iritabilitate, alungă durerile de cap și stimulează buna dispoziție. Dacă îndrăgiți trandafirii și doriți să vă amenajați o grădină cu aceste flori miresmate, aflați că nu este deloc greu. Urmați câțiva pași simpli de îngrijire a plantelor și veți obține o grădină de vis. Fără îndoială, trandafirii sunt cele mai spectaculoase și frumoase plante din grădina ta. Dacă sunt semănați corect, vor avea flori de primăvară până toamna târziu.
Vremea ideală pentru plantarea acestora este în perioada octombrie-noiembrie, atunci când pământul este cald încă și își pot forma rădăcini. Ca să obținem un rezultat cât mai bun, specialiștii din domeniu vin în ajutorul nostru cu câteva sfaturi utile. Pentru cei care sunt amatori de a-și obține singuri trandafirii, pot să-i sfătuiesc cum să facă acest lucru. Avem nevoie de un butaș pe care eu l-am desprins de pe plantă. Vom îndepărta spinii pentru ca să nu ne rănim în momentul în care... Și acum este important modul de fasonare. În dreptul fiecarei frunzulițe avem un mugure nou din care se va dezvolta o plantă. Sub acest mugure realizăm o tăietură. În această zonă se va forma rădăcina. Apoi este important să îndepărtăm din frunze cât mai mult, pentru că el ar fi tentat să se hrănească în loc să facă rădăcini. Și cam jumătate din frunze se vor îndepărta. Și am obținut butașul pe care îl vom pune la înrădăcinat. Pentru cei care au grădină acasă sau, eu știu, în fața blocului vor să facă acest lucru, am pregătit aici terenul, a fost săpat bine, a fost mărunțit. Și acum vom introduce o porțiune de maxim 10 cm în pământ. Pentru ca el să reziste peste iarnă afară, am făcut exact ca în grădina bunicii. Am tăiat o sticlă pe care o vom pune aici. Sticlă care va asigura lui căldură pe perioada de iarnă. În momentul în care punem și dopul, se asigură sistemul de seră, ideea de seră. Trebuie de avut grijă ca în zilele în care este soare și începe să se creeze umiditate în interior, să deschidem dopul ca să se aerisească, pentru că altfel planta va putrezi și nu vom avea un trandafir nou în primăvară. Trandafirii se plantează la 40-60 cm distanță, iar cei urcători cu trunchi înalt la 1,5-2 metri. Pentru a realiza Guard View, distanțele se reduc cu 20-30 cm în funcție de soi. Aveți grijă însă unde doriți să-i poziționați. Nu i-aș da spre aproape de un zid, ci la o distanță de 30 de cm. Altfel, florile vor suferi de sete. În timp ce trandafirii sălbatici și soiurile mai vechi sunt programați să îndure oscilații de temperatură, un grădinar prudent trebuie să-și pregătească trandafirii pentru iarnă. În momentul în care toamna își intră în drepturi mai mult decât acum și florile trandafirilor trec, se face o tăiere, o reducere a înălțimii plantelor, cam jumătate din înălțimea lor de acum, deci undeva la nivelul acesta. Și apoi, spre sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, când vine frigul, este bine să îi mușuroim. Adică vom lua pământ de lângă și vom face un mușuroi, o grămăjoară de pământ, în jurul acestor trandafiri. Acest lucru este important pentru că în momentul în care vine gerul, din acești muguri care se află în această zonă, vor porni noi lăstari, pentru că acești muguri sunt protejați de stratul de pământ, care e ca o păturică așa pentru ei. Și primăvara, când îl îndepărtăm, partea de sus, dacă este afectată de ger, va fi scurtată, iar din acești lăstari noi, tufa va fi în continuare frumoasă și ne vom bucura de ea. Nu uitați! Trandafirii plantați toamna au nevoie de protecție. Fie acoperi butașii cu straturi de paie, frunze și pământ, fie cu un bidon de plastic. Îl scoateți din culcuș abia la mijlocul lui martie. Astăzi, la rubrica Minute Creative, v-am pregătit o surpriză. Meșterul popular Tudor Manciula ne va dezvălui câteva secrete din arta meșteșugului. Mai exact, ne va arăta cum putem să confecționăm o cutie de depozitare din materiale uzuale cu ajutorul unei unelte prețioase. Creativitatea!
Bună ziua, mă numesc Manciulea Tudor, sunt meșter popular, locuiesc în Chitila, în orașul Chitila și îmi place foarte mult să prelucrez lemnul. Acum am să vă demonstrez cum se poate face o cutie de depozitare. Avem nevoie de scândură, în cazul meu folosesc scândura de brad, le-am tăiat la dimensiuni, îmbinarea va fi prin cepuri drepte. Să începem montajul. Îmbinarea o fac cu un aracet pentru scaune, un aracet foarte puternic. Acum pun un adeziv care mă ajută, îl folosesc în loc de menghină, pentru că îmbinarea cu aracet trebuie să stea 24 de ore. Dar pentru demonstrație am să fac o îmbinare mai rapidă și atunci folosesc acest adeziv. Sunt foarte apreciate aceste cutii de depozitare, oamenii își pun de la bijuterii la telefoane mobile, la ochelari, la fiecare ce dorește. Îmbinarea cu cepuri drepte este o îmbinare destul de rapidă și extrem de solidă. Chiar e prea mult pentru o asemenea casetă care nu va ține greutăți. Îi punem și unul dintre capace. Îi facem și capacul, partea de sus. După ce am îmbinat și capacul, venim cu placajul, cu partea de sus, să putem forma cutia. Ștergem surplusul de aracet. Și acum mergem să o finisăm. Am finisat-o. Și acum am să-i montez balamalele. După ce am să vopsesc caseta, am să-i o duc soției mele să o picteze. Am discutat cu ea, va face floarea vieții, floarea care se găsea pe scutul dacic. Floarea care se găsea pe scutul dacic, un fel de trifoi cu patru foi. Vă mulțumesc și aștept comenzi. La revedere! Acum este momentul să ne răsfățăm culinar cu un preparat dietetic perfect pentru o zi friguroasă de toamnă. Șef Ștefan Popescu ne va găti și de această dată un deliciu franțuzez pe bază de vinete. Astăzi, la Mereu în Formă, avem vinete. Sau vânăta, sau cum vreți să-i spunem, vinete. Ce o să facem noi astăzi? Facem
Ratatouille. Cred că toată lumea auzit de ratatouille. Rețeta de astăzi de ratatouille este la Nisoise, cum se spune, chiar și provine din Nice, un oraș din Franța, și se gătește cel mai mult în sud-estul Franței. Dar, bineînțeles, în toată lumea a ajuns să gătească ratatouille, în care, printre legumele de bază din rețeta ratatouille, bineînțeles, sunt vinete, care eu le-am tocat cu bulețe, micuțe. Într-o rețetă și mai originală, să spunem așa, ele se taie rondele, dar eu am preferat astăzi să o fac cu bulețe. Și am vinete, ardei gras, ceapă, zucchini sau dovlecei cu coaja verde, nu cum sunt ai noștri albi, coaja verde, sau îi vedeți chiar aici. Roșii, după ce le-am mondat, adică le-am curățat de coajă, adică le-am băgat în apă fiartă, vreo 20-30 de secunde, le-am spus repede în gheață și imediat am putut să scot coaja. Și usturoi care o să-l zdrobesc cu 1-2 cățe de usturoi și imediat. Ratatouille n-o să servesc așa pur și simplu farfurie, pe lângă el mai am piept de pui, bio, să-i spunem, adică nu este hrănit cu făina de oase, nu este industrial, este crescut, să spunem, la țară, cu porumb, cu verdeață ce se crește la țară. Broccoli, care l-am prefiert, 3-4 minute la aburi sau un blanșat în apă fierbinte, pus în gheață și atât. Cartofi noi făcuți la cuptor, i-am făcut din timp pentru că durează prea mult și nu vreau să stau prea mult, pentru că poate nu aveți răbdare necesară până fac eu cartofii. Și mămăligă, da, simplă mămăligă, la fel am făcut-o în avans un pic pentru că am vrut să o și răcesc, să o tai și am tăiat-o cu bulețe mici, după cum vedeți, ca să dau o prezentare frumoasă în farfurie. Și pe lângă asta mai avem și sosul bernez, care conține tarhon. Sosul bernez este o pornește de la sosul olandez, care este simplu, doar ou, unt, un pic de vin sau lămâie, sare, piper. Sosul bernez este o reducție de tarhon cu ceapă roșie, vin. Asta am eu în el. Acum și pentru că dura foarte mult, bineînțeles, dar eu pot să vă explic între timp cum se face tot. Haideți să începem. Mai am ceva, dar nu vă spun. Acum partea antreul o să-l vizim mai încolo. Întâi mă apuc de ratatouille. Am ulei de măsline. Hai să luăm o paletă, să avem la îndemână. Deja se aude cum scurie. În ardeiul. Cât timp se face ratatouille, eu fac și pieptul de pui, pentru că ratatouille se face rapid, destul de repede, doar legume. Și am pus pieptul de pui la grătar, vedem ce mai face ratatouille sau ce fac vinetele noastre, că încă nu este gata. O să pun ceapa. Deci, toată. Să pun și zucchini. Așa și minunăție aici. Acum lăsăm, mai avem de pus roșiile și unde o să pun roșii, să pun și usturoi. Dau un pic mai tare. Și așteptăm, așteptăm, dar până mai așteptăm, vedeți să mai văd ce mai face pieptul de pui. Perfect. Nu v-am spus la început ce mai fac, dar mai avem ceva. Înainte de a servi ratatouille cu pieptul de pui sau cu broccoli, cu cartofi, cu mămăliga, o să facem și niște tost cu ratatouille, brânză de capră și piept de rață afumat. Foarte simplu. Eu am folosit astăzi pâine neagră. O tăiem. Pâinea o iau și o bag pe la grătar. Și după aia o mângâi cu puțin usturoi, cum îmi place mie și cred că sigur o place și dumneavoastră. O să iau usturoiul și o să ung felia de pâine făcută la grătar cu usturoi, să dea o aromă. Haideți să începem. Pur și simplu pun, nu știu, în jur de 50 de grame de ratatouille pe pâine.
făceam mângâiat, feria de pâine cu puțin usturoi. Hai să punem deoparte. Avem brânza de capră. Să-i facem o formă frumoasă. Să fiu generos, pentru că și feria de pâine este mare. Perfect. Vedeți că avem piept de rață afumat. Pur și simplu o să punem așa ceva de genul ăsta, două felii de rață. Haideți să luăm niște plante aromatice, ce ne trebuie nouă. Ce ați prefera să mai iau de aici? De aici. Îi dau un pic prin sucul care a rămas de la pui, să le dăm un gust mai deosebit. Suntem gata cu antreul. Haideți să continuăm cu partea a doua. Farmele asta la aici. Șterg un pic masa de lucru. Cât timp eu montez partea a doua, dumneavoastră puteți să mâncați pâinea prăjită cu ratatui. De data asta vă las. Nu trebuie să termin eu. Haideți să începem. Cu farfurie rotundă. Să iau pieptul de pui. Sau așa, mai degrabă. Și acum, încet, încet, o să punem ratatouille, mămăligă, broccoli, cartofi și ratatouille. O să punem de jur împrejurul pieptului de pui. O să dureze ceva montatul farfuriei noastre, dar bine. Și cartofi. Broccoli o să tai, că mi se pare prea mare, o să vreau să fie mai micuț, mai finuț. Tot așa o să continuăm, să facem toată farfuria. Sunteți de acord cu mine? Da. Avem sosul. Sosul Bernes, cum a spus Manete, care este stă la baza sosului olandez. Unt, ulei, sare, lămâie sau oțet sau chiar vin alb. Cu reducție de tarhon. Sos și reducția de tarhon cu ceapă roșie și vin. Să pun finuț puțin așa. Ar mai fi ceva totuși. Am aici niște decoruri speciale, chiar o felie de vânătă uscată, pentru că toți suntem preparatul este vânăta. Gata, am terminat, dar înainte să termin, să ieșim din emisie, să vă spun poftă bună, vreau să vă spun ce am făcut. Pâine prăjită cu ratatouille, azi ratatouille făcut din vinete, zucchini, ceapă, ardei gras verde, usturoi, ulei de măsline, sare, piper, pătrunjel, cimbru și roșii, fără coajă și fără semințe. Cu brânză de capră și piept de rață afumat, pentru un antreu, și bineînțeles piesa de rezistență, un piept de pui bio, pot să spun bio sau vegetarian, pentru că noi hrănim cu făină de oase, mini ratatouille, mini broccoli, mini mămăligă, totul la minimalist. Poftă bună!
Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar voi trebuie să fiți la curent cu tot ce se poartă și ce nu. În materialul următor, Alice Costin va prezenta care sunt tendințele în machiaj pentru această perioadă. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să vă propun un machiaj numit machiajul progresiv, pentru că tot avem un început superb de toamnă și îl vom realiza în culorile acestui minunat anotimp. Pentru început, cu un creion dermatograf negru, vom trasa o linie pe linia genelor inferioare. Deschidem puțin. Peste creion aplicăm un fard negru. Adăugăm fard brun închis. Cu același creion negru, trasăm o dungă pe plapa superioară. Peste creionul negru, aplicăm brun. Până în pliul ochiului, adaug baza de machiaj. Cu culoarea camel, trasăm o linie groasă deasupra celei maro. Cu un bej, voi farda restul plapei mobile până la pliu. Revenim la brun și estompăm cât putem granița dintre dungulițe. Pe arcade voi folosi o culoare, un bej deschis, pentru a lumina zona. Folosim un bej pentru a estompa trecerea dintre culoare și fondul de ten. Finalizăm cu mascara. Aceasta a fost propunerea mea pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe săptămâna viitoare!